Aș vrea să am câteva gânduri despre familie, pentru că fratele Vali m-a rugat dacă este posibil să ne ducem pe aceeași notă a dimineții de astăzi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți cei ce suntem părinți să avem familii sănătoase. Sunt aici împreună cu Marcela, soția mea, nu suntem Marcel și Marcela, vă spuneam data trecută, bota de acasă. Avem 5 copii, amândoi suntem din luna septembrie. N-am făcut nu știu ce schimbări în actele de stare civilă, așa că nu putem niciunul pretinde supremația, că nu știm care la care am trecut. Și, ei bine, sunt cu fratele Ionică pentru că m-a găzduit, m-a invitat și a organizat evenimentul acesta și mă bucur că l-a organizat. În contextul acesta este determinant. Nicufrim, cu care am copilărit în anii de școală, cel puțin clasele 1-8, ne-a însoțit și el și ne rugăm ca Dumnezeu să ne însoțească în ziua de astăzi. Este o zi lungă pentru noi, o începem acum și după masă va fi botez la Betel, voi fi acolo. Am fost la Galui 2-3 zile, joi m-am întors, joi noaptea m-am întors de acolo. Am stat vineri și sâmbătă până seara și ne-am pus în oglindă. Este extraordinar de important să te uiți în oglindă, le spuneam fraților că este o carte extraordinară a lui Octavian Paler, Eul detestabil, și în cartea asta el spune că atunci când Columb și Magellan au ajuns în Patagonia, pentru mine Patagonia este o expresie extrem de interesantă pe care am păstrat-o de acasă. Ne-au fost 4 băieți la mama și mama din când în când dorea să evadeze, să iasă, să-și limpezească mintea. Și noi o întrebam, unde te duci? Și mama spunea, în Patagonia. Și eu am crescut cu vorba asta și am crezut că ea e o afirmație abstractă și că nu există. N-am mers la școală, am văzut că nu este expresia doar a înstrăinării, că există lumea asta, Patagonia, și există oameni acolo. Și când au ajuns civilizația în Patagonia, Octavian Paler, nu știu dacă el povestește, nu știu dacă e legendă sau realitate, dar el spune că au pus un patagonez să se uite în oglindă. Și când s-a uitat în oglindă și-a pierdut mințile. Pentru că totdeauna avem senzația că arătăm mult mai bine. S-ar putea să ai senzația că ești o familie care nici nu ai nevoie să mergi la vreo întâlnire despre familie sau despre creșterea copiilor. Arăți foarte bine. S-ar putea să te tulburi când te uiți în oglindă. Am să vă citesc un text din Scriptură. De ce din Scriptură? Pentru că Dumnezeu a inventat familia. Dumnezeu a inventat familia. Și pentru că Dumnezeu a inventat familia, niciun legiuitor uman nu este autorizat să aducă amendamente la legea familiei. Deci nu veți putea spune, având în vedere că trăim în cultura irlandeză și că vremurile s-au schimbat, va trebui să aducem amendamente la legea familiei, că nu se mai poate trăi cum a gândit-o Dumnezeu. Așa au făcut evreii după ce au ajuns în Canaan, au zis ei, ne-a dat Dumnezeu legea la Sinai, dar una e pustiu, alta e Canaanul, hai să aducem amendamente la lege. De aceea și când a venit Domnul Iisus Hristos, au spus, Moise ne-a zis asta, dar noi am adus unele amendamente și am zis să dăm update din când în când și să ne actualizăm programul, că nu merge. Vreau să vă spun că nicio autoritate umană nu este legiferată, nu are autoritatea să reglementeze viața de familie. Și îmi pare rău când cultura trebuie să determine într-un mod dramatic și să influențeze închinarea noastră în adunare. Îmi pare tare rău. Întotdeauna în istorie, biserica a fost cea care a influențat cultura. Și mă bucur pentru eroi precum copilul pe care Vali spunea, despre care spunea, probabil că sunt mult mai mulți eroi. Dacă nu avem bătălii, nu avem eroi, dragii mei. Bătăliile validează eroii. Oare până când vom vorbi tot la trecut despre Wurmbrand? Despre nu știu, unde sunt eroii de astăzi? Uită-l unde, într-o clasă primară, probabil. Un om care a avut curajul, un copil care a avut curajul să înfrunte cu stoicism curentul, trendul vremii și să spună Dumnezeu care a făcut și cerul și pământul, așa cum zice psalmistul în psalmul 123, dar și 121 și 120, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul. Și Domnul acesta este Domnul care a făcut cerul și pământul. Și aș vrea să ne bizuim pe Domnul.
Să știți că părinții noștri au plătit un preț extraordinar în vremea când, într-o perioadă, într-o învățătură ateie, au trebuit să înfrunte curentul acesta. Și au fost amenințați că pruncile vor fi trimiși acasă de la școli dacă nu semnează o declarație de adeziune. Și li s-a spus că pruncilor nu vor avansa niciodată în funcții, în firmele unde sunt. Și părinții au spus, de Domnul nu ne lăsăm. Eu și casa mea vom sluji Domnului și dacă va trebui să ne întoarcem în România. Și în România este curentul acesta. Și acolo frământările sunt foarte mari. Și acolo să fac tot felul de sondaje, tot felul de votări și acolo să mergem spre așa ceva. Europenii au spus, vă luăm în Europa, dar veniți fără Dumnezeu. Nu ne-au spus-o direct, dar ne-au spus, votați legi prin care demonstrați că suntem pentru Europa, nu pentru cer. Vă rog, dragi părinți responsabili, să votați pentru cer, să trăiți pentru cer, să plătiți prețul pentru ca cerul să ia chip în voi și în pruncii voștri. Iată textul pe care vreau să vi-l citesc, este în cartea Proverbe, capitolul 24. Haideți să ne ridicăm să-l citim și apoi ne vom reașeza și în câteva minute ne uităm pe cuvântul acesta. Proverbe 24 și versetul 3. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Amin. Vă rog să vă reașezați. În vremea noastră, nu e o tragedie dacă spui că familia e în derivă. Nimeni nu rămâne surprins dacă tu afirmi undeva că valorile familiei sunt desfințate, călcate în picioare. Familia nu mai este o valoare pentru societatea noastră degradată și mutilată de spiritul vremii. Așa că singurul bastion care a mai rămas este biserica, care va trebui să nu accepte, să absoarbă non-valorile lumii. Și mai mult decât atât, biserica este chemată să promoveze acest interes al împărăției lui Dumnezeu. Da, familia va rămâne în măsura în care familiile vor ști să rămână lângă Dumnezeu. Familie nu înseamnă doar unirea benevolă dintre un bărbat și o femeie, ci înseamnă și felul în care bărbatul și femeia își vor construi principiile acestea de familie. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri ce țin de rămânerea familiei ca valoare, ca și promotoare a valorilor împărăției lui Dumnezeu. Este determinant pentru viața noastră, pentru familiile noastre. Cum să naște o familie? Cum să naște un cămin? Atunci când citești în Biblie ideea de casă, în accepțiune biblică nu se are în vedere construcția, ci căminul. Când Domnul spune dacă nu păzește o casă, nu se referă la sisteme de supraveghere, nu se referă la sisteme de alarmă pe care le-ai putea pune la colțuri. Și Dumnezeu se referă la cei ce sunt înăuntru, în clădirea asta, la cămin. Am devenit experți, dragii mei, în a construi case frumoase, confortabile, dar în timp ce le-am construit, ne-am distrus căminele. Mulți ani în urmă puteau locui într-o căsuță, într-o cocioabă, trei familii. Era armonie, era cer. Creștea o școală de copii. Acum avem toți case, fiecare are camera lui, dar am pierdut noțiunea de cămin. Când te uiți în Biblie, în Biblie trebuie să descoperi cum a gândit Creatorul ideea de familie. Și vreau să vă spun că o familie rezistă nu pentru că sunt sentimente. O familie va rezista dacă e condusă de adevăr.
Uneori sentimentele sunt conjuncturale. Și am auzit bărbați care spun după 25 de ani, 30 de ani de căsătorie: oare eu mai îmi iubesc soția? Vă faceți din când în când evaluări de genul acesta? De ce? Sentimentele pot să fie conjuncturale. Am auzit despre doi soți care și-au sărbătorit 25 de ani de căsătorie și noi am împlinit cu Marcela în februarie 25 de ani de căsătorie. Și noi nu prea i-am sărbătorit extraordinar. Ne-au făcut copiii o surpriză frumoasă, fără să ne gândim la așa ceva. Dar am auzit despre doi soți care au vrut să lasă o bornă la 25 de ani și au ieșit undeva seara și au sărbătorit, s-au bucurat de momentul acesta și seara se întorceau târziu de la evenimentul ăsta. El conducea, ea era rezemată pe ușa din partea din dreapta, având în vedere că volanul e în cealaltă parte. Dacă era aici, era încântat soțul, dar ea era pe ușa ei din dreapta. Și spune soțului: dragul meu, ți-aduci aminte cât de apropiați eram în primii ani de căsătorie? Aproape că nu puteai schimba vitezele. El îi răspunde: eu am rămas în același loc. Eu sunt tot aici, unde eram în primul an, nici n-am unde să merg. Dacă s-a produs înstrăinarea, s-a produs pentru că cineva, și asta ești tu, se pare, ai plecat. În loc să te razim în partea stângă, te razim în partea dreaptă. Pentru că cineva are mereu și mereu grijă să producă erodarea aceasta și să o amplifice. Am avut la nepos familie cu 78 de ani de căsătorie. 78 de ani de căsătorie, aproape un secol. Sunt ferm convins că oamenii ăștia nu s-au curtat vreo 5 ani și au zis la taică sau la mamă să știi, stați-vă liniștiți că vremurile s-au schimbat, că ne descurcăm noi. La noi s-au inversat rolurile. Ne tot curtăm, se tot curtează pruncii noștri vreo 5 ani și stau împreună 5 luni. Și apoi vin la comitet. Nu merge ceva. Nu merge pentru că n-au luat în calcul pe cel ce a instituit familia. Când te uiți în Biblie, la cel ce i-a dat sens familiei, când Dumnezeu a instituit familia, când Dumnezeu a spus că nu-i bine omul să fie singur, n-a avut în vedere faptul că omul îi va fi urât. Dumnezeu s-a gândit la scopul lui Dumnezeu și pentru ca scopul lui Dumnezeu să fie realizabil, Dumnezeu a întemeiat familia. Și a făcut familia să fie frumoasă, a făcut familia să fie interesantă, a pus lângă el o femeie care e frumoasă, îi place soțului, dar scopul lui Dumnezeu era mult mai mult decât atât. Orice familie care își pierde scopul, își pierde rațiunea de a fi, să pot împăca, pot să trăiască în armonie, dacă ți-ai pierdut scopul, umbrești pământul degeaba. Și scopul lui Dumnezeu a fost împărăția lui Dumnezeu, lucrul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus că omul nu-i bine să fie singur, a spus am să-i fac ajutor, dar pentru ce să-l ajute? La ce? Ați auzit soți care se ceartă familii pentru că nu merge lucrul Domnului bine în casa lor? Nu, că nici n-au scopul ăsta. El se ceartă pentru că, nu știu, nu-i calcă bine cămășile, nu știu, mâncarea e prea sărată, e prea... Dar ăsta-i scopul, tu crezi că ăsta-i scopul familiei? Oameni care fac din ingredientele vieții de familie scopul familiei? De aceea ingredientele vieții de familie au devenit motiv de șantaj pentru soț și pentru soție? Scopul e lucrul Domnului. Ingredientele este viața intimă a familiei, o făcut-o să fie frumoasă. Dar oamenii au făcut din ingrediente scop. Și că atunci când ingredientele nu operează bine, ăștia doi, de ce nu ne mai înțelegem? Nu mai sunt nimic. Pleacă. Dumnezeu a așezat în familie structuri de autoritate. Dacă nu sunt respectate, sunt încălcate, familia se dă peste cap. Scopul lui Dumnezeu îi aruncat în aer. Am să vă spun ce zice Solomon, inspirat de Dumnezeu, despre cum se întemeiază viața de familie.
de felul în care se realizează un cămin. Uitați-vă ce zice Solomon. Și vă rog să rețineți mențiunea aceasta, principiul acesta este universal valabil și pentru toate vremurile. Indiferent dacă vor mai fi mii de ani de acum înainte, mă îndoiesc de așa ceva. Dar oricât ar ține istoria și oricât ar ține familia, principiile acestea rămân în picioare. Uitați-vă ce zice Solomon în Proverbe 24. El zice că o casă, un cămin, se întemeiază nu cu bani, că trebuie înțelepciune. Prin înțelepciune se realizează un cămin. Și nu numai atât, zice, și prin pricepere se întărește. Ca să-ți întemeiezi căminul și să rămână căminul, ne vom uita imediat, ca să rămână căminul în picioare, îți trebuie alte lucruri. Deocamdată când îți întemeiezi căminul, îți trebuie înțelepciune. Când te uiți însă în Biblie, constați că înțelepciunea asta este de două feluri. Și că de pildă, uitați-vă ce zice Iacov despre înțelepciune. Iacov zice că există o înțelepciune de jos și există o înțelepciune de sus. Uitați-vă ce comentează Iacov despre fiecare din ele. Zice Iacov un lucru extraordinar. Zice el, cine dintre voi este înțelept? Sunt în Iacov, capitolul 3 și versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Este un tip de înțelepciune care, dacă te razi pe ea, atunci când vrei să-ți formezi căminul, ești un om care îți vulnerabilizezi viitorul căminului tău. Sunt băieți care se cred atât de deștepți și fete care se cred atât de cuminți, încât se bazează pe înțelepciunea lor că și-ar putea croi căminul. Am fost invitat undeva, într-un centru universitar, să discutăm care e locul rațiunii în perioada de curtare. Cât e călăuzire și cât e rațiune. De ce? Pentru că au zis așa, oamenii ăștia sunt prea cuminți ca să se mai însoare. Au făcut trei facultăți și gândește că e așa de cuminte încât nu există fată pentru el. O tot studiază, o măsoară, o cântărește, o evaluează și zice, nu-i niciuna pentru mine. Cât e rațiune și cât e călăuzire. Vreau să vă spun tuturor tinerilor, ideea de curtare nu este un limbaj biblic, este un limbaj cultural. Dacă vrei să înveți ce înseamnă curtare, nu te poți uita decât cum ne-a curtat pe noi Hristos. În Biblie numai atât ai, ca principiu. Și cum ne-a curtat Hristos pe noi? N-a cerut un partener ideal, ci s-a oferit Tatălui ca partenerul ideal și Tata-i face mireasă. Câți dintre voi în căutarea voastră nu căutați partenerul ideal, deși tu ești de nimic? Câte dintre voi nu căutați bărbatul cel mai frumos și cel mai bun din adunare, dar numai tu știi pe unde ai bătut câmpii? Și invers. Când Dumnezeu se uită la ideea de curtare mai întâi, El spune, tu nu căuta partenerul ideal, oferă-te lui Dumnezeu ca partener ideal și sunt ferm convins, Dumnezeu garantează. Dumnezeu spune, eu îți voi purta de grijă și eu îți voi da soțul care trebuie. De aceea nu promovați ideea de prietenie împrumutată din cultură, nu din Biblie. Prietenie nu înseamnă anatomie. Anatomia, dragii mei, se învață în clasa 7-a. Și apoi cei ce vreți să studiați de specialitate, probabil că mai studiați. Dar prietenie nu înseamnă ca dumneavoastră să învățați corpul omenesc pe trupul prietenii sau a prietenului. Nu asta e prietenie. Prietenia se clădește pe respect, nu pe profit. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune, mai ales într-o cultură care vă asediază pur și simplu. Ascultă-mă ce spun. Nu căuta. Nu-ți pune un litru de gel în cap, blugi rus pe cop să te duci să-ți cauți nevastă. Falimentul te așteaptă.
falimentul te așteaptă. Dumnezeu, care a văzut când te-ai născut, când te-ai născut tu, a născut-o pentru tine, o crește frumos. Și dacă tu te dai lui ca partener ideal, el ți-o va prezenta într-o zi. Vei fi uimit și tu de ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Nu luați în calcul faptul că biologic corpul se dezvoltă mult înaintea minții. Te uiți la ea, are 12 ani, corpul i-ar fi de mireasă, dar mintea? Gura-i miroasă a caș, dar ea deja a avut doi prieteni. De ce? Mintea nu merge în armonie cu trupul. Și asta înseamnă părinte responsabil, care stai pe aproape, care stai tu pe genunchi înaintea ei. Pentru că în fiecare familie se ascunde o viitoare familie. Și dacă voi vreți ca următoarele generații în Dublin să fie cu impact ceresc, de voi depinde, nu de ei. Dacă nu mă credeți, uitați-vă ce s-a întâmplat după ce a murit Iosua. Uitați-vă în Cartea Judecători ce generație a apărut. Ei nu cunoșteau pe Domnul, nici ce a făcut Dumnezeu pentru Israel. Cine trebuie să învețe? Rolul cui e ăsta? Când te uiți în Biblie, Biblia spune prin înțelepciune. Prin înțelepciune se clădește un cămin. Dar care înțelepciune? Că este o înțelepciune de jos care mereu și mereu e pusă pe scandal. Este înțelepciunea aceea convulsivă. Uitați-vă ce zice Iacov: dacă aveți în inima voastră pisma amară, duh de ceartă. Este omul care de înțelept ce îi mereu și mereu un om o bombă cu ceas. Îți trebuie o altă înțelepciune, înțelepciunea de sus față de înțelepciunea de jos diferă și prin sursa ei. Sursa înțelepciunii firește este de jos, de pe pământ, este drăcească. Dar uitați-vă ce se întâmplă cu înțelepciunea de sus. Sunt în 3:17 din Iacov. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Asta e înțelepciunea care își are originea în frica de Domnul. Frica de Domnul te ține în echilibru. Frica de Domnul te face să nu te compromiți în fața avalanșei culturii care vine peste tine. Îl face pe copilul acesta să declare: eu nu voi desena ce-mi spui dumneata. Eu voi rămâne fidel împărăției lui Dumnezeu. Eu voi spune ce zice Iosua. Iosua zice: puteți să alegeți ce vreți. N-aveți decât toți pocăiți din Dublin să vă duceți unde vreți, dar eu și casa mea. Noi îl vom reprezenta pe Dumnezeu în căminele noastre. Când vrei să-ți întemeiezi căminul, îți trebuie înțelepciune. Dar înțelepciunea aceea care derivă din frica de Domnul, dintr-un bărbat care stă pe genunchi, o femeie care stă și așteaptă, doi oameni care se dedică lui Dumnezeu și Dumnezeu croiește un cămin în care să-și coboare slava. Nu uitați că noi ne rugăm un lucru extraordinar în rugăciunea Tatăl nostru. Sfințească-se numele Tău. Unde să se sfințească numele Domnului, dragii mei? Dacă nu în viața ta, unde să se sfințească numele Domnului? Tu ți-aduci aminte cum ți-ai croit căminul? Te-ai putea uita înapoi, este decisiv. Căminul tău să fie realizat și întreținut de înțelepciunea care vine de sus. Înțelepciunea asta este curată. Diavolul a avut grijă să distrugă temeliile mai întâi, să distrugă temeliile și căminul să stea pe principiile nesănătoase ale lumii în care trăim. Să copiem tot felul de modele. Care de care mai păguboase? Cum arată căminul dumneavoastră? Cât din înțelepciunea care vine de sus domină și stăpânește în căminul dumneavoastră? Îți trebuie soțul, soția aceea stăpânită de înțelepciunea care vine din frica de Domnul. Frica de Domnul îl va capacita pe bărbatul tău să folosească un limbaj adecvat, să stea să petreacă timp cu Dumnezeu, că se teme de Domnul. Să poate duce peste 10 mări și 10 țări, rămâne numai tău. De ce? Că se teme de Domnul. Îi soția aceea pe care ai lăsat-o, că tot trebuie să pleci nu știu unde. Dar e numai ta, n-ai niciun motiv de teamă, știi de ce? Nu că e doamna cu două doctorate, nu de aceea. Îi femeia care se teme de Domnul. Și femeia asta care se teme de Domnul va fi lăudată într-o zi.
Eu știu că s-ar putea surorilor să nu vă convină ce zice cartea Proverbe despre femeia înțeleaptă. De ce e o aparentă inconveniență? Zice că femeia asta se trezește de dimineață. De dimineață. Și înainte ca ceilalți membri din familie să se trezească, ea deja a pus în aplicare business-ul casei. A văzut un teren l-o cumpărat. Nu vă fac sugestii de genul ăsta, să vedeți prin țară. Ea deja caierul de lână-i tors. Știți ce e aia? Ați prins generația asta, știți ce e un caier de lână și fusul și tu să torci și să faci haine pentru casa ta? Eu cineva o tors, de aia tu te poți duce în mall și nu știu unde și în polus și nu știu ce magazin și îți cumperi hainele. Dar pe vremea aia, femeia asta făcea haine pentru toată casa ei. Da, iată ironia sorții. După ce ea le face toate, cel care îi vorbi de bine la porțile cetății, îi bărbatul ei. Numai așa rezistă un cămin. Și ascultați-mă ce vă spun toate surorile, toate doamnele. O femeie în toate facultățile mentale să simte împlinită atunci când bărbatul ei îi bine văzut la porți. De pildă, dacă ați vedea un bărbat venind la biserică tot cu blugii de la nuntă și acum au sărbătoresc 25 de ani și ea își schimbă rochile, le ia numai de două ori și le tot schimbă. Ce ați zice despre bărbat? Ziceți ceva? Nu, bărbatul săracul n-are nicio vină. Dar l-a bătut Dumnezeu, că a așezat lângă el o femeie care îi face rușine și capul tregaiul noase, zice Solomon. Femeia aia înțeleaptă, zice, când iese bărbatul la porți, onoarea ei, căminul care rezistă este căminul care este format din doi parteneri, un bărbat și o femeie, și fiecare dintre ei este interesat de binele celuilalt. Și nu vi se întâmplă așa în familie? Zice, gata, mâine mergem în magazin și îți cumperi pantaloni. Tu zici, nu vin, vă spun de pe pielea mea. Și Marcel a încercat și aici, am spus, te rog, am venit o săptămână aici, te rog, lasă-mă liniștit. Deci în timp ce o femeie își scaldă ochii și se relaxează în shopping, un bărbat vine ca după o zi de coasă. Să și pune în pat să culcă când o veni de acolo. Tu zici, dar ce ai făcut? Am fost la shopping. Te întreb de ce? Suntem total diferiți. Așa ne-a creat Creatorul. Familia, ca să reziste, îți trebuie înțelepciunea de sus. Să o aibă bărbatul și femeia. Și femeia înțeleaptă este femeia care se simte bine când soțul ei este bine văzut la porți. Asta e încântarea femeii. Dacă nu se întâmplă asta, ceva nu funcționează normal. Mă rog, în familia voastră, așa să fie. Dacă ne-am rugat ceva pentru casa voastră, Doamne, dă-le oamenilor ăstora înțelepciunea care vine de sus. Să știe Robert să se teamă de Domnul. Să-i dea Dumnezeu înțelepciunea să se relaționeze corect la soția dânsu. Dar de unde vine respectul ăsta? Nu vi se pare interesant că în primul an de nuntă vorbim așa în termeni de avicola și după 10 ani în termeni de grădină zoologică? De ce? Ce s-a întâmplat cu noi? Știți ce s-a întâmplat? Am pierdut factorul de echilibru. Și ăsta-i Dumnezeu. Și ăsta-i Dumnezeu. Nu vă fie greu astăzi când veți merge acasă să spuneți Tatăl nostru din ceruri, te-am vrea în casa noastră. Noi ne prăbușim fără tine. Nu te ține atât de înțelept, mai înțelept decât Dumnezeu, ci smerește-te. Teme-te de Domnul și Dumnezeu te va autoriza cu înțelepciunea aceasta. Auzi, ca să-ți realizezi căminul, îți trebuie înțelepciunea, dar nu orice înțelepciune, ci aia de sus, care totdeauna se subordonează marelui Dumnezeu și lasă ca Dumnezeu să realizeze lucrurile. Și Dumnezeu face partea asta cum tu nu o poți face, pentru că căsătorie nu înseamnă alegere, ci acceptare. Dumnezeu aduce și tu spui ca Adam, în sfârșit. Și nu interpretați cuvinte separat, că în sfârșit, că de când am așteptat, că nu, ci în sfârșit toți din oasele mele. Adică ceea ce face Dumnezeu este net superior la ceea ce facem noi.
Spunem pentru toate familiile din Biserica Betania, Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin. Și ajută-ne, Doamne, să ne purtăm ca oameni care am dobândit înțelepciunea care vine de sus. Sunt femei multe înțelepte în Biblie și neînțelepte. Mi-aduc aminte că am predicat odată într-o biserică în Bistrița despre femeia înțeleaptă și cineva m-a așteptat și a spus, domnule, ați spus că sunt două tipuri de femei și ați predicat numai despre una, de aia la altă când predicați? Și am zis, tot ce e opusul celei înțelepte, îi aia nebună. Vă rog să trageți dumneavoastră, să faceți comparație. Cum se poartă asta înțeleaptă? Dacă nu se poartă așa, înseamnă că e o femeie fără minte. E o femeie fără minte. Spune celor din Betel că noi suntem extrem de subiectivi când interpretăm înțelepciunea. O mamă se lăuda că fata i-a nimerit foarte bine în căsătorie. Mi-am luat un ginere, zice, la 6 în picioare. Pune hainele în mașină, dă drumul la centrală, cafeaua la noptieră. Zice, ficiorul mi-a nimerit mai prost. Că ficiorul trebuie să se trezească el la 6, am onor, îi trebuie să se trezească el la 6. Să pună hainele în mașină, să-i ducă cafeaua la noptieră, zice. Suntem extrem de subiectivi atunci când interpretăm binele. Doamne, dă înțelepciune nu doar familiilor, și potențialelor familii, tinerilor. Nu copiați modelul irlandez, nici măcar cel românesc, luați-l cel ceresc. Dă, Doamne, copiilor noștri înțelepciunea care vine de sus. Înțelepciunea aceasta îi va ține în echilibru. Vor ști să se dăruiască lui Dumnezeu ca partener ideal și Dumnezeu va găsi exact ce trebuie pentru tine. Nu trebuie să te zbați, stai și așteaptă. Și Dumnezeu va onora așteptarea aceasta. În al doilea rând, uitați-vă ce zice cartea Proverbe. În cartea Proverbe zice, da, prin înțelepciune se înalță o casă, prin pricepere se întărește. Dacă când citești în Proverbe, zice Biblia un lucru extraordinar, zice că prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. E extrem de important ce puneți în căminul dumneavoastră. Deși căminul e bine format, s-ar putea să ducem lucruri care tulbură căminul nostru, care strică căminul nostru, strică pacea, îți alungă bucuria din casă, că n-ai știut ce să pui în el. Ce vei pune în depozitele căminului tău este determinant. Am să vă spun o întâmplare din Biblie. În timp ce evreii sunt în campania de cucerire a Canaanului, au ajuns în fața Erihonului. Când au ajuns în fața Erihonului, zidurile de netrecut ale Erihonului au fost răsturnate de porunca lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut că sunt oameni care au spus că zidurile au căzut din cauza decibelilor care s-au declanșat atunci când toată națiunea au strigat. Și au dus niște boxe imense care au provocat cel puțin tot atâția decibeli cât s-au creat când au strigat poporul, dar nu au picat zidurile. Numai să nu recunoască că zidurile cad când îl lauzi pe Domnul, atunci cad zidurile. Mă rog ca Dumnezeu să dea puterea bisericilor din Dublin să nu construiască ziduri între ele, ci în jurul lor, ca să fiți puternici. Și când zidurile au picat, Dumnezeu le-a spus, tăbărâți în Erihon și nimiciți absolut tot ce are viața acolo. Nu păstrați nimic, totul să fie dat spre nimicire. Un bărbat, pe nume Acan, în timp ce poporul purta bătăliile Domnului și cucerea noi teritorii pentru Dumnezeu, sunt unii printre noi interesați de alte valori. Li se pare pierdere de vreme să stai să te rogi, să studiezi, să te închini. El are propriile planuri atunci când biserica se roagă. Renunță la planurile tale și lasă planurile Domnului. Pentru ca familia ta să fie o familie prosperă, din toate punctele de vedere. Și a văzut o manta de șiniar, o placă de aur, niște monede acolo și știți unde le-a dus? Acasă. Și le-a depozitat în mijlocul cortului. Și ce s-a întâmplat? Și-a nenorocit căminul. Cum adică există riscul ca prin ceea ce duc în familia mea să-mi nenorocesc căminul? Există posibilitatea să duc non-valori în cămin în loc să duc valori, în loc să duc cer?
Iair îi spune lui Dumnezeu, Domnului Iisus, vino până la noi acasă, vreau să te duc la noi acasă. La noi acasă e moartea, fetița mea trage să moară, vino te rog până la noi acasă. Și le spuneam că industria muzicală ne-a distrus pur și simplu părtășia în familie. În loc să cântăm în familie, noi ascultăm muzică. Nu a fost asta în vremea părinților mei. Familia cânta împreună. Dar acum, cum avem idolatrizăm alți cântăreți, copiii nu pot asculta muzică cu tine. Că în timp ce tu asculți un stil de muzică, lui se pare aia pierdere de vreme. Așa că trebuie să ascultăm fiecare cu aparatul nostru. Așa că ne-am împărțit. El e în camera lui, trebuie antifonată bine ca să poți auzi și tu jos. Mama nu poate asculta cu mine, eu mai ascult Gator. Și când mama vine la mine, îmi spune, dragul mami, zice, oprește că te ori vedea frață. De ce? Că suntem diferiți, suntem de o altă generație. Dar ce-a făcut industria muzicală? În loc să cântăm împreună, ascultăm separați. Ți-aduce aminte când ai cântat ultima dată cu familia ta? Tu ți-aduce aminte? Nu când ai ascultat o piesă bună, ci când ai cântat. S-ar putea să-ți trebuiască să vii aici în față să cânți, dar ai cântat acasă. Le spuneam celor de la Betel că sunt oameni care, neînțelegându-și rolul și în familie și în biserică, gafează monumental. Am avut un cor de 60 de bărbați. Jumate din ei oameni de excepție, cântau la operă și operetă. În timp ce ei cântau, primesc un bilet. Am o cântare și sublinierea aia care te zgârie grozav spre slava Domnului. De ce te zgârie? Că nu-i reală de aia. Și am luat biletul și l-am pus în Biblie și nu l-am pus pe frate. Și când am ieșit afară, mi-a spus, frate, nu-i dragoste în biserică, de ce? Păi ce ai făcut cu biletul care l-am trimis? L-ai pus în Biblie. Te iubesc prea mult ca să te fi pus în seara asta, i-am spus. Te prețuiesc prea mult, de aia nu te-am pus. Dar după cum văd, nu-i spre slava Domnului, ci cam spre slava dumitale, că cerul nu s-a supărat, dar dumneata te-a acrit tot. Spre slava cui cântarea? Și a ieșit cu un citat din Biblie, din prezența mea. Că cine are inimă bună, să cânte. Dragii mei, și eu știu versetul ăsta, l-am citit și am și predicat din el, pentru că au apărut probleme de astea. Cine are inimă bună, să cânte, dar zice că în biserică? Nu scrie că în biserică. Și cine are inimă bună, să cânte acasă. Și cine are chemare, să cânte și la biserică. Deci dacă ai inimă bună, cântă. Când ești numai tu și nu tulburi pe nimeni, poți să cânți. Dar cum se face că n-ai cântat deloc? Nu ți-a văzut soția ta dinții toată săptămâna sau soțul? Și așa a venit o inspirație la biserică să te apuci să cânți. Oare cu care explicația? Oare să nu ne înțelegem locul? Cum că trebuie să predici aici și n-ai spus la nimeni timp de o săptămână despre Domnul? Cum e oare posibil? Ce duci în căminul tău? E determinant. Acan a dus gunoaie în cămin și a înțesat căminul cu tot felul de non-valori. Și într-o zi a venit Iosua și a spus, ce ai făcut, dă slavă lui Dumnezeu și mărturisește tot. Și tu începi să spui, noi nu mai citim în casă, noi nu ne mai rugăm în casă, de mult nu mai cântăm în casă, dar ce faceți voi? Noi vizionăm filme numai. Stă fiecare în camera lui, n-avem nicio treabă, ai umplut casa cu non-valori. I-ai dat copilului tău de toate, dar n-ai știut să pui valori în casă. Cerul e o valoare. Dumnezeu spune lui Israel așa, dacă ai fi cunoscut și tu astăzi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar n-ai știut să le duci în casa ta și în loc să ai pace, ai război în casă și te întreb de ce-i tărăboi în casă. Pentru că n-ai știut să duci lucruri care puteau să-ți dea pacea. N-ai știut să duci lucruri care puteau să-ți dea pacea. N-ai lăsat înțelepciunea care vine de sus să te domine. Sunt lucruri care dau pacea. De pildă, Elihu îi spune lui Iov că dacă te-ai împrietenit cu Dumnezeu, tu ai avea pace.
Necurusul zice într-o cântare superbă, să ai pace în mijlocul necazului tău. Să ai pace că tu ești fiu de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, nu cu mașina ta îi vei uimi, ci cu pacea ta îi vei uimi. Fii plin de pace, vei birui. Tu ai așa ceva? Am văzut cum copiii apreciază valorile. Înainte aveam o mașinuță mică și ne întreceau mașini, erau mașini foarte tari, care și băiatul meu îmi zicea, Abel, tată, depășește-l pe ăsta. Nu, nu poate tata cu mașina asta, zic că vind, eu-ți spun. Să se simțea ofensat. Sunt alte valori. Nu spun să n-aveți mașini bune, dar nu astea-s valorile. De pildă, Biblia zice că fiii ar fi o moștenire de la Domnul. Astea-s valori. Dacă le ai în casă și investești în ele, astea rămân. Și când tu nu vei mai fi, ce ai pus în ei rămâne. Și investiția în copii e cu bătaie veșnică. Și de aceea acolo trebuie investit. Prin înțelepciune se înalță o casă, dar prin știință se umplu depozitele căminului, inimile tale, ale soțului tău, ale soției tale, ale pruncilor tăi. Îți trebuie știința de a pune în cămin ce trebuie, altfel totul ajunge un morman de dărâmături. Și casa lui Acan îi ștearsă de pe fața pământului. Și tu vei fi șters din istorie. Vei fi trăit degeaba. Dacă ai pierdut esența umblării cu Dumnezeu. Ai putea să faci o evaluare acum a depozitelor căminului tău și să spui, Doamne, îmi dau seama acum că aia, asta, ailaltă trebuie aruncate afară. Când Domnul Iisus Hristos a dus în casa lui Iair, pentru că în casa lui Iair era moartea, i-a scos pe toți bocitorii afară. Tu n-ai vrea astăzi să vină Domnul Iisus la tine acasă, în căminul tău. Ai vrea să scoată afară. Tu ai vrea să se uite pe istoricul tău, pe internet, cam ce ai accesat o lună de zile. Nu vine niciun păstor, nu lăsăm niciun om din comitet. Vine Domnul. Și să lași pe Dumnezeu să facă o cernere și să spună, uite, mizerile astea, scoate-le afară pentru totdeauna din viața ta. Preocuparea asta, nenorocirea asta de a-ți petrece 6 ore la shopping și 15 minute în Biblie. Scoate mizeria asta din viața ta, că-ți nenorocești căminul și material și spiritual. Scapă de așa ceva. N-ai vrea să-L lași pe Dumnezeu să scoate din inima ta preocupările alea mizerabile. Cineva m-a întrebat ieri dacă copiii noștri normal să joace pe arenele lumii, să joace fotbal. Să ridice o cupă deasupra capului. I-am spus, sunt pentru mișcare. Eu însumi îmi place să mă mișc. Nu pot prin natura slujirii acum. Dar nu mi-aș da copiii să fie campioni pe arenele lumii. Ci aș fortifica să fie campioni când vom ajunge acasă. I-aș lansa pe pistă pentru alergarea care ne stă înainte și le-aș spune, alergați cu stăruință, dați la parte orice piedică și păcatul care vă înfășoară așa de lesne. Voi n-aveți nevoie să uimiți lumea cu altceva decât reprezentându-L pe Hristos. Nu-ți implica copiii, nu-ți implica căminul în lucruri care vor obosi căminul tău. Îți trebuie înțelepciunea care vine de sus ca să-ți realizezi căminul. Și înțelepciunea aia care vine de sus își are originea în Domnul, în frica de Domnul. Și mă rog pentru toți bărbații mai ales, Doamne, dă-ne înțelepciune. Și dă, Doamne, puterea aceea de a sta ca soție lângă soțul meu, ca să rămână totdeauna sub autoritatea lui Hristos. Dar mai este ceva. Ajută-mă, Doamne, să pun în cămin lucruri care au valoare. Non-valorile nu țin de cer. Nu țin de cer. Chiar acum te-aș invita să te gândești la lucruri, nu știu că le poți nota pe o bucată de hârtie, dar dacă sunt lucruri care îți încurcă închinarea, scoate-le afară. Dacă sunt lucruri care înlocuiesc închinarea în casa Domnului, e penibil să spui că n-ai venit la biserică pentru că e penibil, scoate-le afară, zgunoaie, îți non-valori. Prin știință, străbăștiința de a pune în cămările familiei lucruri de preț și plăcute lui Dumnezeu. Vă readuc aminte și voi veți citi acasă Ioan 12, că nu este timp astăzi. În Ioan capitolul 12 este o familie. Îs numai frații, despre părinți nu știm nimic, dar sunt 3 frați. Îi Lazar, Marta și Maria.
Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos nu și-a găsit plăcerea în templu din Ierusalim. Domnul și-a găsit plăcerea în căsuța din Betania. Ce era oare în Betania? Era ceva. O fi și în căminul tău? Era Lazar, ăsta fusese mort, dar l-a scos Dumnezeu din peștera morții lui. Și acum stătea la masă cu Domnul, nu cu prietenii. Cu Domnul. Și Domnul zice, am dorit de mult să mănânc paștele ăsta cu voi, nu cu alții. Tu vrei cu ai tăi? Tu i-ai pe ai tăi. Știi că Petru și Ioan când a fost bătut la Sanhedrin, după ce au fost lăsați, știți unde s-au dus? La ai lor, tu i-ai? Pe cine ai sunat tu dacă acum ai fi lovit crunt în suflet și în inimă? Ai avea pe cine să suni? Care să ia ai tăi? Știi ce s-a întâmplat între ai lor? A avut loc o mărturisire ca a fratelui în dimineața asta și știi ce s-a născut? Un duh de rugăciune. Știi ce spune Petru în rugăciune? Uită-te la amenințările lor. Și Vali vorbea despre o fațetă a amenințării culturale. Și ce-o zis Petru? Și scapă-ne de amenințări? Asta o zis Petru. Nu. Dă putere robilor tăi cel puțin egală cu amenințarea. Nu cereți putere dacă nu există război, că nu vă dă nimeni, dragii mei. Pentru circ nu se oferă putere. Puterea se oferă când există războiul. Când există împotrivirea, dacă nu vrei să te angrenezi în războaiele Domnului, de ce să te autorizeze Dumnezeu? Dacă nu ești o familie implicată, vei fi o familie neputincioasă în fața celor mai minuscule faze ale vieții tale. Dă putere robilor tăi, uită-te la amenințări și cel puțin egală cu amenințarea să fie puterea. Să înțeleg că puterea crește proporțional cu valul? Da, proporțional cu valul. Dumnezeu nu-ți oferă întâi resursele, creează nevoia și apoi vin resursele. Noi am vrea mai întâi să avem resursele și apoi să plecăm. Nu, Domnul zice, pleacă doată. Și apoi eu îți ofer resursele. Asta înseamnă umblare prin credință. Vă mai spun un adevăr doar. Un adevăr care ți-ar ține căminul în picioare și ar ține și căminul vostru în picioare. Deci ca să rămâneți în picioare, în fața asediului de nemai găsit în istoria asupra familiei, vă trebuie înțelepciune, vă trebuie știința de a ști ce să duceți acasă. Copilul vostru n-are nevoie de tot ce-i trebuie lui. De altfel, noi suntem crizați, dragii mei, nu că n-avem, că n-avem ce vrem. De-aia suntem crizați. Te tot uiți, te învârți prin parcare o tură și intri în criză. Mai faci un credit? Te-ai dus în vizită la el, ți-o dat o roată prin casă, mai tragi un credit? După aia vii la biserică. Fraților, îți la ananghie. Ce s-a întâmplat? E foarte mare criza. Nu, 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 tu ai provocat-o. Doamne, dă-ne înțelepciune. Și ajută-ne să ducem valori. Și abia după ce am așezat și am umplut cămările, mai este ceva, zice Biblia, marele număr al sfetnicilor îți dă biruința. Când Pavel spune lucrul ăsta, el zice, bagă seama că tovărășiile rele. Care-i cercul în care te învârți? Cine se adună cu înțelepții, să face înțelept, dar cine se adună cu nebunii? Nebunește, ce se întâmple cu el? Că dacă doi orbi ar vrea să se călăuzească reciproc, ar cădea amândoi în groapă. Nelu Horodin, că mi-a povestit că pe vremea colectivizării a venit un mare om de partid să învețe pe țărani că nu există Dumnezeu. Și ca să învețe, a format o adunare ad hoc și a chemat oamenii în centrul satului. Și-o zis, vedeți pădurea din fața dumneavoastră? O vedem, o zis oamenii. Da, apa o vedeți? O vedem. Pe Dumnezeu îl vedeți? S-a făcut liniște și oamenii au spus, nu-l vedem. Păi nici n-aveți ce vedea că Dumnezeu nu există. Și apoi foarte mulțumit și așa umflat în peni, au spus, dacă are cineva vreo întrebare. Și s-a ridicat un țăran. Și-o zis, pe omul ăsta dinaintea dumneavoastră îl vedeți? Referindu-se la secretarul ăsta de partid. Îl vedem. Îi vedeți și ochii, și nasul, și gura? Îi le vedem. Dar mintea, i-o vedeți? S-a făcut liniște câteva secunde și a zis, nu, păi nici n-aveți ce vedea, că n-are. De ce știu asta? Că Biblia zice că nebunul zice în inima lui, nu-i Dumnezeu. Și când un om neagă existența lui Dumnezeu, devine un om fără minte. Textul acesta spune, însoțiți-vă cu oameni de calibru. Nu dispăreți din arealul bisericii, lăsați-vă văzuți de frați, înconjurați-vă cu sfinți, cu îngeri, nu te înconjura cu nebunii.
O familie rezistă în viacul de acum, dacă se adună cu oameni care strâng valori, nu cu risipitori. Nu intrați în competiția oarbă a oamenilor fără minte. Adunați-vă, însoțiți-vă cu oameni care se tem de Domnul. Mulțimea sfetnicilor. Știți ce zice David când Absalom îl alungă de acasă? Nu de Absalom mă tem, dar de cine se temea David? De sfătuitorul lui. De-aia când copiii tăi pleacă cu alții, poate că tu în mintea lor știi ce ai pus, dar nu de copilul meu mă tem, de ăla cu care se însoțește, mi-e frică. Tovărășiile rele îți distrug căminul. Tu pe unde ești? Care-i cercul în care te învârți? Cu cine discuți? Îți plac familiile care chiar chema la o seară de rugăciune? L-ai vrea în compania ta pe un astfel de, o astfel de familie? Ai vrea familii cu care să te strângi la rugăciune? Ai vrea o astfel de familie? Sfătuitori, uitați-vă la Domnul Iisus Hristos cum s-a însoțit cu oamenii aceștia și oamenii aceștia n-au mai vrut să plece de lângă Domnul. Stau să mă întreb, tu cu cine vei pleca? Îți face plăcerea compania oamenilor fără prihană? Îți place să mergi ca tânăr cu ei? Știi că o familie rezistă în măsura în care se însoțește cu oameni mari? Mama ne spunea când eram copii, măi, caut un om mai bun ca tine. Mai bun ca tine. Cum te-ai putut însoți cu omul ăsta din nimic? Nu e așa ca mamă, că ai vrea pruncii tăi să se însoțească cu copii mai buni? Tu ca tată de ce nu gândești la fel? Tu ca mamă de ce nu cauți tovărășia asta? Familia nu va funcționa de la sine. Să cerem de la Dumnezeu înțelepciunea care vine de sus, ca să știm să ne realizăm un cămin veritabil, autentic. De ce trebuie înțelepciunea asta? Că înțelepciunea asta e curată. Asta nu e centrată în propria persoană, nu e egoistă. E înțelepciunea care stă în frică de Domnul. Și acolo, de pe palierul acesta al ascultării de Dumnezeu, acolo aștepți ca Dumnezeu să-ți croiască căminul. În al doilea rând, odată ce ți-ai realizat căminul, este determinant ce pui în el. Este determinant ce pui în el. Nu puneți reziduri nucleare, dragii mei, în căminile dumneavoastră. Mai devreme sau mai târziu vă vor contamina și vă vor distruge căminul. Duceți lucruri de preț. Duceți lucruri de preț. Lucruri care pot să vă dea pacea. Lăsați realități cerești, veșnice, să vă domine căminul. Petreceți timp cu Dumnezeu, este un lucru de preț. Să petreci timp cu Dumnezeu, să-L lași pe Dumnezeu pe tron al familiei tale. Și în final, înconjurați-vă cu oameni de calibru. Oarecare vă vor fi prietenii. Prietenii voștri vă vor influența dramatic copiii voștri. Mă rog ca Dumnezeu să vă mai dea și alții. Să-i puteți crește în frica și temerea de Domnul. Habar n-am dacă ne mai vedem sub soare. Le-am spus celor din Betel că se spune despre fratele Burbrand, că a fost din seminția lui Beniamin. Și i-a spus Sabinei Burbrand, soția lui, când va veni Domnul, va fi aglomerat la porțile împărăției. Hai să ne dăm întâlnire. Pentru că sunt din seminția lui Beniamin, a spus Richard Burbrand, te voi aștepta la porțile lui Beniamin. Dacă mergi tu, așteaptă-mă tu. Apoi au făcut un dosar și l-au condamnat la ani grei de pușcărie și muncă silnică. Și cu lanțuri la mâini și la picioare, târându-le prin sala de judecată, s-a întors și a spus, Sabina, te aștept la poarta lui Beniamin. Tu ai libertatea să ne dăm întâlnire acum? Uitându-te în căminul tău, cum îl conduci, cum ți-l construiești, pe ce ai clădit, ai avea libertatea, hai să ne dăm întâlnire astăzi. Dacă mă duc eu înaintea voastră, vă aștept. Dacă plecați, e o chestiune de timp. Așteptați-mă, vom intra deodată. Dar să ne dăm întâlnire. Toate familiile sănătoase își vor da întâlnire. Numesc familie sănătoasă acea familie care este dor de cer. Dor de cer. Am fost în multe locuri din lumea asta, până în Noua Zeelandă și Australia. Am văzut lucruri care mi-au tăiat respirația. Dar mie mi-era dor de casă. Mi-am dat seama că biserica la fel. Ea nu se lasă furată de imaginile tentante ale lumii în care trăim. Biserica e acea comunitate, spuneți-i cum vrei, baptistă, penticostală, ortodoxă sau nu mai știu ce.
numesc Biserica lui Hristos acea comunitate care este dor de casă. De aceea cântăm o cântare superbă de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arsă și inima spre răsărit și fața ni se întoarse și te așteptăm cum crini așteaptă roa. Privind spre ceruri te chemăm cu mâinile amândouă și îți vom cânta, Iisus iubit, de drag o veșnicie, că te-am chemat și te-am dorit, cât nimeni nu știe. Așa-i căminul tău? În câteva minute ți-am spus ca ce gândește Dumnezeu despre cămin. Dacă nu ne mai vedem, întâlnire la porțile eterne. Când mă duc de acasă cu săptămânile, o sun pe Marcela și spun, acum am plecat din Arad sau din Timișoara. Dacă Dumnezeu mă ajută la două, la trei dimineața, ne vedem la poartă. Dar dacă nu mai ajung niciodată la poartă, Marcela, te rog, crește frumos copiii să ne putem vedea la porți. Că dacă nu ne vedem la porți, unul din noi e în iad. Aș vrea să fim extraordinar de conștienți astăzi. Nu-ți baza căminul pe lucruri de nimic. Căminul e o realitate divină, a creat-o Dumnezeu. Nu poți chimonosi, nu poți redecreta, a decretat-o Dumnezeu, a legiferat-o Dumnezeu. Ne trebuie înțelepciune, ne trebuie știință și ne trebuie sfetnici. Doamne, dă-ne aceste lucruri în căminile noastre. Și așa, Tatăl nostru, să ne putem bucura de pace. Amin, amin.